Bună, dragi prieteni, vă salutăm. Am ieșit cu familia Flintstone, am ieșit la plimbare. Sper să scuzați vântul ăsta, este un vânt foarte tare. Am zis că să vă arătăm un pic pe aici zona. Cum se numește, Mac, plaja asta? Ondarța. Hai pe aici cu mine. Suntem pe plaja din Ondarța, e o plajă mai micuță. Da? Vorbiți românește! Vorbește românește, marocanule! Puerto de Orio. Ce pune aici? Meteo adversa, ca să fie probleme cu alte treburi. Hai să vedem practic. Stați cu mine. Uitați pe măta, Meg. Ni, nati, pe maică ta. Hai să acolo lângă mami. Ia voi de unicorn. Ai să iun unicornio. Uitați, frate, în ceva. Wow! Wow, Meg! Ai să iun unicornio. Ni iubi ceva, Luris. Papi, ai, 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 papi, ai, ai, să iun unicornio. Mamă! Aha, până aici o fost. Să iun unicornio, vreau. Wow! Uitați, prieteni! Aici e baza maritică mai specială, mai ăsta. Mă întrebai, pe acolo coboară bărcile, avioanele, treburile. Uitați pe mafioți, îi somn la Meg. Noroc că a scos... Stai cu minte! Butelie 2, stai cu mine, butelie 2. Uitați, prieteni. Mamă. E cam îndorat, e cam... Vă dați seama, iarnă, dar aici vara e super frumos. E o plajă foarte liniștită. Nu-i toxică tu. Vrei să merem? Hai să merem! Ține, filmează, mă, și pe mine un pic! La unica familia, nu mă! Hai ca... Hai pe acolo, tu hai pe acolo! La unica familia! Zi un pic! La zi un pic! Totalmente abandonada. Yeah. Ține iubire, filmează-mă și pe mine. O doare mâna, uitați, uitați ce mic l-o faci, la nu mai filma. Hai amu tu, Marica. Uitați, frate, e un vânt foarte mare, o să se audă foarte urât. Pe vlog. Vedeți, până unde urca tapa. Până aici. Uitați ce a dus led. Ledni. Încerc eu să astup cât de cât. Dar, na. N-am. Uite, erau țigani de la Strehaia, strângeau toate lemnile astea. Le strângeau, că vezi că nu-s lemne. S-au scumpit lemnile, reti. S-au scumpit ex... Lasă tu, nu, nici te murdărești tu. Ha, uitați ce frumos e. Ne-am un pun de muzică asta.
Nu știu, hai să vedem, e un cablu de copru de ceva. Vezi că te murdărești. Bine. Ia, asta e un cablu de copru. Hai, dar după el. Hai, pe aici, nati. Mamă, frate. Deci e foarte, 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 foarte frig. Să știți, e un vânt extraordinar, dar... Nu știu, e fain. E fain. Indienii! Vedeți, eu zic la nevasta mea să se mă filmeze și să filmează ea pe ea însuși. Nu mă ajută cu nimic. Dar nu o asupra camera. Așa se pot să fume și eu țigară. Un țigaret. Am ieșit aici cu familia să ne plimbăm puțin. Pentru că din Măta e cu muzica. Face ce face și numai muzică îmi pune, oameni buni. Numai muzică îmi pune. Până acum nici atingea telefonul și acum să-mi facă mie rău pentru că e vorbită cu dușmanii mei. Foarte frumos. Credeți-mă. Eu după masă superbă de ieșit. Hai încă tu că te murdărești tu! Tu etus, hai pe aici! Îți trebuie poza acolo, a venit un vad, te-a luat, te-a duce la Pitești. Vezi, după tine măr copii, după aia tu faci figuri. Uitați, oameni buni, deci ca să vedeți ce face asta, unde mi-a mâncat zilele, banii. Averia. Bine că n-am galbeni, că mi-i mânca și pe ea. Da. Aici ai ăia cu ospitalizarea, unde dacă ai bolnav, ai boală la cap, te rezolvă ăștia. Nu merg, că merg în sus, până tot în sus trebuie să mergem. Hai, marocanule, hai. Uitați, prieteni, acum o să crească marea, vedeți? O să crească. Aveți grijă, vaci, vedeți? Aici sunt vaci. Schimbă viteza, hai, dă-i. Nu, uitați-o, după ce m-am înșelat.
Sus o ne-o mâncat viața, practic. Au făcut din mine... Eu zic că sunt mine ca numai din inimă. Si. Am făcut-o la grătar. Uitați. Vedeți? Aha. Unde sunt? Ha? Acum mă caut. Vedeți? Acum mă caută păduchiosul ăsta. Îmi pune muzică, păduchioasa. Îmi pune muzică, am ușa găsit asta. Mira, trebuie să merg pe acolo. Hai sus, Meg! Hai să mergem sus, o să se audă foarte prost prea tine, îmi pare rău, nu? De sunet, da, asta e. Eu o fac cu... Nu din obligație, eu v-am mai spus. Nu din obligație, filmez cât pot și când pot. Vreau să vă arăt și vouă ca să vedeți și voi, de unde umblăm, ce facem, cum facem și așa mai departe. Hai, iubi! Hai în sus! Hai să vedem ce e mai sus. Vrem să vedeți și voi, prieteni, pe unde umblăm. E un oraș foarte fain ăsta aici. Și are o plajă, asta e o plajă foarte bună pentru copilaș. Să vii cu copiii, mă înțelegeți? Acolo are un parc extraordinar de mare. Are terasă, una, două, trei cu asta de aici. Și aici, neata, poți să stai cu copilaș și nu sunt valuri foarte mari, după cum puteți vedea. Uitați. Uitați până unde ajunge apa. Și cu cât se înserează, cu atât crește mai mare apa. Vedeți? Sunt Maggie cu TikTok-ul, bineînțeles. Ia-i pe TikTok. Și-a găsit un bărbat acolo. Așa e, bă? Si. Așa e? Si. Sărăciu, ar Dumnezeu pe tăți dușmanii. Greu la deal cu boii mici. Andreea, fugi, fugi! Nu fugi, e grasă, că caz. Nu te râde, nu te râde, mă, ciu. Uitați-o, vedeți? Așa e nevastă să tot aveți. Ea e ocupată, practic, cu TikTok-ul, cu alea. N-ai cum. N-ai cum. N-ai cum, prieteni, nu mă ajută cu nimic, nu mă ajută să filmez, nu mă ajută să fac vloguri, nimic. Vă spun foarte sincer. Este, uitați ce băncuță frumoasă sunt aici. Deci, sunt niște băncuță frumoasă, de pe care pot să vezi aici frumos. Wow. Uitați ce acolo. Vedeți? Da. Deci, după cum puteți vedea, drăguță-mă. Dacă ați fi aici, v-ar plăcea super. Extraordinar de frumos. Uitați, copii, ce fericit sunt. Hai să vedem ce mai sus. Aha.
Hai să vedem ce este mai sus, prieteni. Eu n-am fost niciodată, vă spun drept. Am fost de acolo jos. Vedeți ce valuri mari sunt acolo? Că sar peste ăla. Uitați. Fiți atenți. Valuri mari, mari, rău de tot. Aici vin mulți surfiști iar acum. În sezonul ăsta vin foarte mulți surfiști să facă surf. Mamă, ce mare e puterea lui Dumnezeu, prieteni, vedeți? Că stai lloviendo! Hai să mergem! Hai să mergem să vedem ce e sus. Hai! Frumusețe, bă! Frumusețe! Deci, n-am cuvinte! Nu am cuvinte, frate! Nu mai vrei să urci? De ce? Păi hai! Hai, Mac, să urcăm, Mac! Nu, chiar o vacă! Mac! Andreea, gata, e obosită. Hai să mergem tu să vedem ce. Hai că nu plouă. Bă, caz, mă. Uitați, curcubeu. Vedeți? Curcubeu. Mac e numai cu TikTok-ul, nu știu de ce. Nu știu de ce, prieteni, numai TikTok, numai din astea. Acum începe să ploaie. Uitați-vă pe marocanul. El arcoiris. Mama, el arcoiris. Mi-a furat șapca, prieteni! Uitați, practic, că începe și ploaia, după cum puteți vede. S-a rus. Bă, aici, marocanule, că mi-ai furat șapte. Vai de... Hai de mine, de mine. Dar da mai ce muzica tu, femeie, tu, că mă enervez să-mi bat piciorul ei. Vezi ce nerușinată e aia, am salutat-o și nici măcar n-o salutat. Ca să-ți dai seama, lucră acolo la mine, la fabrică. S-a umflat orezul român, mâncava-ți gura voastră, ca să vă dați seama. Acolo lucră la mine, la fabrică. S-am salutat-o frumos și nici măcar bună ziua nu zice. Ca să vedeți. Ca să vedeți. Ce-ți românul? De asta eu nu-mi place să umblu cu români aici. Pentru că românii sunt perverzi, vai, șamari. Mă înțelegeți? Dar ea e acolo subînchiriată. Ca să știți de la mine, e subînchiriată. Se viste mult mai. Dar când am să o văd, am să-i spun la lucru. Că pe mașinăria care lucru eu, e lângă mașinărie, e aia de cafea și vine și ia cafea și am să-i spun. Am să-i spun frumos, tu căcată, unde ești căcată de la cur. Te-am salutat și nici măcar bună ziua, n-ai zis tu. Escucha, să-ți fie rușine tu. S-o flat orez în voi. Mă înțelegeți? N-am nimica, dar ca să vezi. Bine că nici acolo nu prea vorbesc eu cu el. Eu acolo mă duc și-mi fac lucru. Dar ca să vedeți ce-i românul în străinătate. La românii s-o umflă orezul în el. S-o umflă ca fasolea. Când o pui la înmuiat în apă. Da, da. Și apoi să vezi când are nevoie, atunci să pune seama cu tine. Da. Stați că mi-o ploua pe cameră. Dar nu contează, nu mă deranjează pe mine. Nu uitați, că a început și ploaia. Deci cu Mac, nu, de asta nu-mi place mie, practic de asta nu-mi place să filmez cu Mac.
Pentru că Max nu mă ajută cu nimica eu când filmez. Cu absolut nimica. Cu absolut nimica. Nici în stânga, nici în dreapta. E foarte dificil cu această femeie să faci ceva. De asta eu m-aș bucura dacă mi-ar lua cineva. Dacă ar lua cineva, m-aș bucura din suflet. Pentru că și așa e, vorba aia. Îți iau greutate de pe cap, un stres de pe cap, ți-l ia. Mă înțelegeți? Îți iau greutate, un stres. Hai, marocanule. Hai că e prea tare apa acolo, tu că ți-e cumpără mătă apă. No, a început să se ploaie, mai vin eu cu asta, prietii. Veci pururi, amin? Mi. Aici pot să închiriez placă de surf. Nii, bătrânul ăsta să face surf. A fi pus la bani la tablă. Da. Caci, caci. De mă caci. Vedeți? Caci, caci, caci. 4 euro. Astea sunt prețurile, numai nu sunt spaniolă, sunt nu știu ce limbă. Da. Deci ca să vedeți. Și amu când am coborât s-a oprit și ploaia. Deci eu când vă spun că în zona asta plouă exact ca în Irlanda, nu mă credeți. Și eu știu că nu mă credeți, dar exact ca în Irlanda plouă, frate. Exact. Plouă foarte mult. Ce să spun, frate, cam ăsta a fost vlogul. Vă pup. Vă salut. Nu uitați, dacă vreți să dați un like și o abonare, v-aș mulțumi foarte frumos. M-a decepționat foarte mult românca asta, că la lucru, frate, să mă salută, mă nu știu ce, și uite că ea a trecut pe lângă mine și nici măcar bună ziua n-a spus. Dacă vezi acest vlog, să-ți fie rușine, doamnă. Te da. Se viste cu mălcul. Te îmbrăci prost rău de tot. Scuză-mă pe mine. Da, să fii sănătoasă. Vă pup, prieteni. Uitați parcul de copii de care v-am spus. Că vin părinți cu copiii, lasă-i jneată și acolo măr pe plajă. Te aud, mami, te auz. Te auz, te auz, te auz. Îți mai spun odată că te auz. Atriază, nu mai zic. Da, uitați aici. V-am pupat, frate. V-am pupat.